Purta ochelari rotunzi, ceas de buzunar și avea mustața răsucită. Samuel Ioneț era un om care știa să glumească, lucru care reiese și din însemnările sale. S-a născut la 13 august 1878 în Ostrița, a fost decorat de regele Carol al II-lea, a pus bazele a două școli de agricultură, a înfruntat curtea marțială de război de la Bistrița, fiind acuzat de atitudine anti-austriacă. A trecut cu bine de acest episod. Când era oarecum copt, în 1914, a cunoscut-o pe Eugenia, o femeie cu o frumusețe specială, deloc din Lențeștii Cernăuților. Aveau să lase o moștenire impresionantă. Steaua celor doi lucește deasupra rădăuților pentru veșnicie. Pagini cu mult miez și multă sevă, autentic românească, pot fi desprinse și din jurnalul lui Samuel Ioneț, jurnal care se află în manuscris la Muzeul Etnografic din Rădăuți. Prin amabilitatea doamnei muzeograf Lucia Georgescu, vă putem reda astăzi câteva fragmente din jurnal. Iată ce nota Samuel Ioneț în anul 1956, făcând referire la perioada 1934-1935. Până l-am văzut muzeu, am avut destule supărări și deziluzii. Din toate părțile am fost hărțuiți și ni se puneau în cale diferite piedici, că doar nu ne-ar succede întemeierea unui așezământ cultural de seama unui muzeu etnografic. Noi însă ne făceam că nu auzim și nu știm nimic din cele ce se petrec în jurul nostru, știind că cultura, în toate timpurile și la toate popoarele, a înaintat încet și aceasta din pricina egoismului și a prostiei omenești. Noi tăceam și munceam cu zor la organizarea unui focar cultural care, într-un timp scurt, a ajuns să fie o cinste, o mândrie pentru orașul și județul Rădăuți, ba și pentru toată patria română. Aveam atâtea piese de muzeu că încăperile din Palatul Hergheliei au devenit neîncăpătoare și trebuia să căutăm alt local mai încăpător, deoarece piesele de muzeu veneau rapid din toate părțile. Spre norocul nostru, Casa Națională de lângă Gropnița lui Bogdan sta pustită și și-aștepta și ea o menire oarecare. Fondul bisericesc devenise iarăși proprietarul și eu am trimis o cerere directorului fondului bisericesc să ne cedeze imobilul pentru muzeu. Domnul ministru Ioan Nistor era atunci comisar regal peste fondul bisericesc și cu ajutorul domniei sale am primit Casa Națională pentru muzeu. În 21 octombrie am început reparațiile și din 24 octombrie am început strămutarea pieselor din Palatul Hergheliei în nou local și strămutarea și întocmirea a durat până la mijlocul lui noiembrie 1935. Frumoasă și pe alocuri tragică este povestea Muzeului Etnografic din Rădăuți, muzeu care poartă astăzi numele întemeitorilor Samuel și Eugenia Ioneț. În anii 1944 avea să se piardă întreaga colecție a muzeului, fiind confiscată de armatele rusești. În 1945, Samuel și Eugenia Ioneț încep să refacă muzeul, activitate pe care o finalizează în 1958. Cu un scris mărunt și citeți, Samuel Ioneț notează în jurnal la 23 august 1954 detalii captivante. Dimineață cald tare, după prânz ploaie cu descărcări electrice și a ținut până târziu noaptea. Astăzi zi de sărbătoare. Astăzi se împlinește un deceniu de când resturile armatei hitleriste au fost bătute și aruncate peste hotarele țării de armata învingătoare a URSS. Orașul e curat și înfrumusețat cu gust și pricepere. Muzicile militare și civile înveselesc parcurile. La stadion, toate oficialitățile vorbesc mare mulțime adunate. Defilarea a lipsit. Seara are tragere cu torțe. Fereștrele noastre le-am decorat cu stema țării și cu tabloul lui Gheorghe Gheorghe Udej. Magazinele sunt deschise. Iată cum valoarea documentară a jurnalului este dublată de acea savoare care amintește de dulceața graiului din vechile cronici. Vai, cât de grabă a mai trecut vara aceasta, scrie Samuel Ioneț. Primăvară n-am mai avut, iar vara mai rece decât cald a trecut, parcă nici n-a fost. Așa trece și viața noastră. Astăzi suntem copii și mâine bătrâni neputincioși, gata de a dispare în veșnicie.